Săptămâna viitoare vom termina de asfaltat toate trotuarele de pe calea Cărărașilor și sper ca toți brăilenii să înțeleagă că va fi necesar să închidem traficul pentru o perioadă scurtă de timp pe calea Cărărașilor pentru a turna covor asfaltic. Vom termina de asfaltat și strada Roșiori și vom intra tot cu covor asfaltic pe foarte multe străzi din municipiul Brăila. Nu cred că mai este cazul să plombăm și anul viitor să venim din nou să punem o plombă lângă cea de anul acesta. Și atunci decizia pe care am luat-o este cea a covoarelor asfaltice, care reprezintă o reală reabilitare a străzilor respective. Și cu siguranță, ani de zile, nu vom mai intra să reabilităm zona de covor asfaltic. Foarte multe dintre străzile care au nevoie de reparații, cred că un număr de peste, dar ar fi mai bine să nu dau un număr de kilometri, vor intra anul acesta și vor fi finalizate prin covor asfaltic. Avem un contract, suntem în curs de încheiere a altuia și de asemenea un lucru foarte important, divizia primăriei municipiului Brăila va interveni pe tot ceea ce înseamnă accidente ale străzii, surpări, care nu sunt de la CUP Dunărea, reabilitări de parcări existente cu aleile de intrare la bloc, iar dacă vreodată vom mai avea contestații la orice licitație, pe perioada contestațiilor, echipa primăriei va interveni la toate reparațiile stradale. Au fost livrate toate utilajele, am angajat un inginer, un tehnician, mai mulți muncitori, asfaltatori și cel mai important lucru este că inginerul șef al acestei formații este un om cu experiență care a finalizat foarte multe lucrări în zone importante atât din municipiul Brăila cât și din țară și aș vrea să vă dau un singur exemplu, tot ceea ce înseamnă reabilitarea stațiunii Sinaia pe zona principală a străzii, atât de la trotuare, carosabil, a fost sub coordonarea acestui inginer. E brilian? Da. Cum îl cheamă? Domnul Mitache. Andrei.